Neața și bine ați venit la episodul 2 din concursul setup-urilor, versiunea de low budget. De fapt, e episodul 15, dacă nu mă înșel, dar e al doilea din low budget. Astăzi avem 10 concurenți, numai 5, pentru că sunt foarte multe mail-uri, foarte multe și tot vin. Așa că am decis să pun mai mulți concurenți în fiecare episod de low budget, după cum am spus în ultimul pe care l-am făcut. Voi fi singurul host, să spun așa, în episodul ăsta, nu o să avem pe altcineva cu noi. Însă, fără multă borboroseală, că și așa acest clip va fi cam lung, haideți să trecem la primul concurent. Notificările nu se activează automat, așa că dă-i click pe clopoțel, enable all notifications împreună cu creator posts, pentru a nu rata niciun video pe care o să-l pun. O să vorbim puțin mai pe scurt și mai la subiect pentru fiecare setup, că fiind 10, nu vreau să lungesc clipul să fie prea lung. Salut, mă numesc Andrei, am 17 ani și sunt din Brăila. Hai să vedem ce componente ai tu în calculator, Andrei. Placă de bază, ASRock 980DE3, un procesor de la AMD Phenom 2X4-965, răcit de un cooler Arctic Freezer Extreme Revolution 2.0, are 10 GB de DDR3 RAM, o placă video de la Asus Nvidia GTX 950 Strix 2, are un SSD de la Kingston de 120 de GB și un hard disk de la Seagate Barracuda de 500 de GB. Toate astea primesc curent de la o sursă AP650W într-o carcasă de la Deepcool Tesseract BF Black. Ca și periferice, are un monitor de 21,5 inch, o tastatură de la Trust GTX 166, mouse pedalul este de la Miria și un mouse tot de la Trust GXT 166. Are același nume cu tastatura? Cred că a greșit el în mail, nu știu sigur, nu vreau să greșesc. Hai să vedem un pic pozele. Deci carcasa se vede destul de curată din afară, o să vedem, uite că avem poză și dinăuntru. Da, wire management cât de cât ok, puțin pe jos pe acolo pe la sursă, dar practic fiind în stilul ăsta nu prea are cum să le ascundă, deci nu prea am ce puncte să-ți scad pentru asta. Văd câteva firicele pe sus pe acolo prin carcasă, dar relativ arată ok. Pe birou vedem aici tradițional monitorul, două boxe, webcam-ul acolo, telefonul, iar jos avem tastatura și mouse-ul și mousepad-ul ce este pe acolo. Văd un clip de-al meu pe monitor. Sub birou nu este niciun cablu, uite ursul sau câinele, cred că e un cățeluș de plus, stă acolo pe subwoofer. Bă, ce să zic, nu arată foarte rău, este curat, nu știu ce cu șurubelul ăla mic acolo, deci ca și design, un 6, iar ca organizare îți dau un 8, pentru că să știi că l-ai organizat destul de ok. Nu prea, prea multe, nu prea am ce să-ți comentez aici. Deci un total de 7. Al doilea concurent se numește Paul, are 16 ani și este elev la Mate Info. Placă de bază de la MSI B250M Pro. Un CPU de la Intel i3-7100, răcit de un cooler stock, are 8 GB de RAM DDR4 dual channel la 2133, un hard disk de la Western Digital Blue de 1 TB, placa video este AMD RX 560 Pulse la 4 GB, o sursă de la Enjoy Titan 500W 80 Plus Bronze, într-o carcasă de la Deepcool Smarter LED. Ca și periferice, are o tastatură de la Sirius Kiriam, cred că am pronunțat cum trebuie. Mousepad-ul și mouse-ul sunt de la A+. Hai să vedem câteva pozulețe pe aici. Văd moșul acolo pe birou, nu știu, dulciuri ce ai acolo, nu știu, un coșuleț. Interesant, acolo o stiu o chestie două. Văd că tastatura este RGB, mouse-ul nu știu dacă este sau nu. Vedem aici jos unitatea, arată relativ ok. Văd câteva cabluri în spate acolo, pe sub birou, să vedem dacă avem și un cablu. Da, uite că avem. Câteva căblulețe pe acolo. Uite alea de jos ce frumos le-ai fi putut pune pe scândura aia ce traversează biroul dintr-o parte în alta. Superb le-ai fi ascuns acolo cu niște bandă dublă adezivă sau eu știu cu ce vrei tu pe acolo. În spate ce vine de la monitor, tastatură și alea la fel pe lângă spatele biroului, pe lângă picior și le-ai fi ascuns și palea. Bun. Hai să trecem la scoruri. Design îți dau un 6, organizare din păcate tot un 6, ceea ce înseamnă un total de 6. Avem aici un setup mai colorat, așa mai vibrant, să spun așa. Salut, mă numesc Ștefan Cosmin, am 14 ani și sunt pasionat de gaming. PC. Puține informații am primit. Procesor. i5-3350, avem un cooler stock pe el, 6 GB de RAM cu o placă video de la Nvidia 650 Ti de 2 GB. Nu primim nimic despre power supply, despre case, despre motherboard, din păcate. Periferice, are un monitor HPL 192.5, al doilea monitor este un Hitachi, nu știm nimic încă despre ele, o tastatură de la Scorpion KM408 cu un mousepad de la Newman și un mouse de la Scorpion, o fi Marvo, o vedem în poze imediat. Bun, vedem aici că avem stickerul de la Nvidia, stickerul de la Intel Core i5, DVD-ROM, o grămadă de cabluri.
o grămadă de cabluri, după cum am spus, setup-ul este colorat, așa vibrant, îmi place, monitoarele sunt puse pe pereți, însă organizarea este teribilă. Mai am un pic de lucru, scaunul roșu, îmi place că este un fel de curcubeu, dar să știți că nu arată foarte, foarte urât. Ca și scoruri, nu am decât să-ți dau un 7,5 ca și design, că îmi plac culorile, însă organizare 5, ceea ce înseamnă un total de 6,25. Mai ai un pic de lucru, rezolvă-ți problemele și poți să mai trimiți din nou. Și sugestia mea îi fără rost de un monitor la fel, ori unul ori altul, dar să-ți fie amândouă la fel. De recomandat ăla negru să fie mai unul, nu ăla argintiu. Hai să trecem la următorul concurent. Next îl avem pe Alex, cu vârsta de 14 ani, care locuiește în Baia Mare. Motherboard Asus P5K EPU. Avem un Intel Q9400 la 2,66 de GHz, cu un cooler stock, 8 GB de RAM DDR2, cu o placă video de la Nvidia GeForce 210, un hard disk de la Samsung de 500 de GB și o sursă de 500 de W. Toate astea sunt într-o carcasă de la Spacer New Galaxy periferice. Un monitor de la Lenovo ThinkVision, o tastatură de la Genius K9, un mouse de la A+ G6 Hills și o pereche de căști de la Red Dragon Scylab Black. Așa, hai să vedem pozele. Da, deci vedem monitorul ăsta 4x3, avem aici tastatura cu mouse-ul, în unitate wire management cam nu prea este. În spatele biroului este făcut relativ, ar putea fi un pic mai bine, dar na, a făcut omul ce a putut. Firele astea de pe lângă tastatură și mouse ar putea să le mai tragi într-o parte, nu, nici nu știu ce să zic. Adică ai putea să le tragi drept cumva, are acest că, da, firul de la căști care atârnă pe acolo. Văd un portofel deschis acolo, cred că. Relativ este organizat, ai mai avea un pic de lucru, nu e exagerat de mult, dar ai mai avea. Așa că, ca și design, îți dau un 6, iar ca organizare, un 7. Ceea ce înseamnă un total de 6,5. Un mic tip, un mic sfat, deodorantul și parfumul sau ce ai acolo, ia-le de acolo că nu și-au loc acolo. Hai să trecem mai departe. Și a trimis setup-ul în concursul setup-urilor și Robi Roberto. Sunt din Francia, Focșani, am 14 ani, sunt elev, iar în timpul liber îmi place să mă joc, în special CSGO. Clar. În PC are următoarele. Placă de bază de la ASRock, un procesor de la Intel Pentium Celeron 2,6 GHz cu un cooler stock, 8 GB de RAM, are 500 de GB hard disk-ul, o placă video de la MSI GT730, un power supply de 450W și carcasa încă nu primim nicio specificație, vedem, poate ne dăm seama din poze. Monitorul este de la Hans G de 19 inch, tastatura este de la Neumann G1800, mousepad de la Genesis, un mouse de la Neumann N700, o pereche de căști de la Sonic G923 și un sistem audio de la Logitech. Vedem aici în unitatea centrală mult praf și fire peste tot, dar practic la sursa aia nu prea e și în carcasele astea e un pic cam greu să faci wire management-ul să fie atât de bun încât să fie bun. Dar, na, un pic totuși se poate. Deci văd aici că omul nu are birou, dar și-a făcut un setup destul de organizat, după câte pot să zic eu, chiar dacă nu are birou. Văd acolo decât un fir pe sub calorifer, nu știu pe unde merge ăla prin partea aia pe acolo, dar este relativ organizat. Îmi place headphone stand-ul ăla de cabine telefonică din Londra, arată superb, un pic de personal touch adus setup-ului. Ce să spun? Păi e un setup destul de reușit, mai puțin faptul că ai un căbluleț pe acolo care merge după pe geam, nu știu unde merge, și că nu ai un birou. Scaunul îl văd că este destul de ok, hai să trecem la niște scoruri. Deci un design, un 7 așa pot să spun ca design, organizare îți dau un 8 pentru că chiar îmi place ce ai făcut cu ce ai avut, doar na, să scapi de cablul ăla și de comoda asta dacă poți să-ți iei un birou, deci te lasă la un total de 7,5. Următorul concurent îl cheamă Cristi, este din Timișoara și are 15 ani. În computer are o placă de bază de la MSI H81MI33, are un procesor de la Intel i5 4460, răcide un cooler stock, are 8 GB de RAM nu specifică de la cine, o placă video de la Nvidia 750 Ti, un SSD de 128 GB pentru Windows, un hard disk de 1 TB, o sursă de 400 de W într-o carcasă de la Cougar. Ca și periferice are un monitor de la Asus de 27 de inch, o tastatură de la Genesis Thor 300, mousepad-ul este de la SteelSeries, varianta medie, iar mouse-ul este de la Logitech Hyperion Fury G402. Are o pereche de căști de la Razer Kraken, iar o pereche de boxe de la Intex care au 35W și 2 sateliți care zice că se ascund și în spatele monitorului. Să știi că nu le auzi, frate, dacă sunt spatele monitorului. Hai să vedem pozele. Da. Bă, îmi place. Deci este chiar foarte aranjat.
pot să spun că este foarte organizat. Un lucru care îl văd și nu-mi place, dar problema asta o am și eu, asta e un pic cam subiectivă. Monitorul văd că e centrat relativ în mijlocul suporților alea de cărți ce ai tu deasupra pe perete, însă biroul este un pic mai la stânga. Dacă ai putea să le faci cumva monitorul să fie exact în mijlocul și a biroului și a suportului de raftului ăla deasupra de pe perete, atunci ar fi mai simetric un pic. Dar cam aceeași problemă o am eu aici cu calculatoarele mele pe pereți și cu monitoarele, că am monitorul din partea aia care o să trebuiască să scap de el de pe birou ăsta, vreau să mai simplific un pic treaba asta, însă asta e irelevant, vorbim de setup-ul tău, nu de-a meu acum. În computer, în unitatea centrală, văd pe aici niște fire, văd o grămadă de praf, dar să știi că wire management a încercat un pic, puteai să tragi alimentarea auxiliară de la placa video, puteai să tragi excesul în spate acolo, dar practic, după câte văd eu aici, ai placa asta de bază mini ITX, cred că vrei să-l schimbi, nu știu sigur, dar... Momentan eu ăsta l-am în setup, deci eu pe ăsta pot să-ți dau o notă. Simplu, arată destul de ok. Monitorul ăsta nu știu sigur dacă nu este 2K. Nu vreau să vorbesc aiurea. Probabil este 2K. Dar să știi că ai un setup foarte organizat. Adică, na, pot să spun că e chiar organizat. Hai să trecem la scoruri. Deci ca și design ai 8, ca și organizare ai 9, ceea ce înseamnă un total de 8,5. Next îl avem pe Bogdan, care are 15 ani și este din Sibiu și este și elev. Foarte bine, la vârsta aia ar trebui să fii și elev. În computer are o placă de bază de la MSI, nu este specificat care, un procesor de la Intel Pentium E5800 la 3,2 GHz, răcide un CPU Cooler Stock, 2 GB de RAM DDR2 la frecvență 667 de MHz. Videocard GT730, cred că ai vrut să spui GTX 730. Un hard disk de 160 de GB și o sursă de 450. Cam asta este tot ce primim despre componentele din PC. Ca și periferice avem o tastatură LED de la Sirius, avem un mousepad de la X7 Gaming și o pereche de mouse și un mouse de la Spacer. Hai să vedem niște poze. Wire management în unitatea centrală. Da, și mi se pare mie sau fenul ăla de pe radiator îți pică jos. Nu prea îmi dau seama pentru că calitatea pozei este un pic cam slabă, dar nu îmi dau seama. Uite, avem aici un sistem de la HP, a fost ăsta inițial, cu Windows Vista pe el, deci da, este un pic. HP Compact, bun. Vedem acolo routerul, monitorul, tastatura, mouse-ul, mousepad-ul, o chestie a cărui eu nu sunt fan, este un sfert de tastatură să stea pe mousepad, stă un pic ridicată în sus. Văd o brichetă acolo. Nu are fire pe sub birou pentru că ăla cred că este un canal de cabluri acolo lipit foarte bine, kudos. Avem perechea de căști aici deasupra, văd că sunt rupte, că sunt izolate pe acolo. Poate câștigi și primești altele noi. Este destul de organizat, mai puțin în unitate, dar acolo nu prea ai ce să mai faci. Cabluri nu văd aiurea pe niciunde, deci ca design îți dau un 6, organizare un 7. Un lucru care nu-mi place este unitatea centrală acolo pe birou în partea stângă, nu prea dă bine. Acum nu știu ce fel de cameră ai, dacă este în colț în stânga, nu strică cu nimic. Dar practic, nu știu, mi se pare un pic cam ciudat. Ca și organizare ai un 7, iar un total de 6,5. Așa, acum îl avem pe Mihai, are 17 ani, locuiește în Mizil, județul Prahova. Puteam să jur că nu e România localitatea asta, Mizil. Sunt mai nebun, eu nu mă băgați seama. În unitate avem așa, o placă de bază de la ASRock M3A770DE, avem un procesor de la AMD Phone 2X4 965 la 3,4 GHz, răcide un cooler stock, again, 12 GB de RAM DDR3 la 1600 de MHz, o placă video de la Nvidia GTX 650 de 1 GB, avem 320 de GB hard disk de la Samsung cu o sursă de 750 W de la Energon, iar o carcasă antică și de demult. asta ne este specificat aici. Monitorul este de la Fujitsu, 19 inch, tastatura este de la Zalaman, mouse-ul este de la Trust, iar boxele sunt de la Logitech. Aici văd fidget spinner-ul ăla acolo, mousepad-ul ăla care mă îndoiesc că merge prea bine. În într-o unitate se vede că este de buget. Avem acolo două coolere care mă gândesc că fac gălăgie cam mare, dar dacă o ții deschisă, probabil nici nu-i dai drumul la celălalt. Așa, nu vedem niciun fir pe sub birou, ce este... Deci cable management-ul este foarte bine făcut. Chestiile alea din piciorul monitorului nu-mi prea plac, dar probabil ai nevoie de ele, ai nevoie să ai acces la ele tot timpul. Fidget spinner-ul ăla, te mai joci cu el. Dar în mare parte îmi place că ți-ai făcut cable management-ul foarte bine. Așa că nota ta pentru design este 6. Organizare primești un 9, după cum am spus. Cable management-ul și organizarea este relativ bună, ceea ce înseamnă un total de 7,5.
Și am ajuns la penultimul concurent, care se numește Gabi, are 14 ani și locuiește în județul Constanța. În unitatea centrală avem o placă de bază care nu este specificată, dar este acolo, garantat. Procesorul este Intel Pentium G4560 la 3,6 GHz, cooler stock, 8 GB de RAM, o placă video de la Nvidia GT1030 low profile de 2 GB, un SSD de la Samsung Evo 850 de 250 GB, un hard disk de la Western Digital Blue de 1 Tera, sursa este de 500 de W, iar carcasa este de la Lenovo. Monitorul este un Asus VH228, tastatura este de la Lenovo LXH-EKB10YA, mamă ce serii mi-ai aruncat aici, mouse-ul este de la Omega Wired, iar boxele sunt de la Genius ZF498. Bun, hai să ne uităm un pic la poze. Dar ce mahon închisi. Sumbru, floarea aia acolo, nu prea e specific sistemul ăsta pentru setup-uri. Monitorul, de ce ăla e în partea dreaptă, frate? De ce nu e în mijloc, exact unde stai tu? Nu înțeleg, stai seama că stai cu mâinile aici și stai întors în partea alaltă. Trage-l mai la mijloc, frate, să-ți fie exact în față, să stai cât mai confortabil la birou. Da, este un mini PC de ăsta, am înțeles. Cabluri prin spate pe aici organizate relativ ok. Mamă, este un cablu acolo din parchet. Nu știu dacă... Probabil e internetul, nu știu sigur. Deci cam astea sunt toate pozele. După ce mi-ai trimis, poți să-ți dau un design 6. Organizare 6, total 6. Și următorul concurent este Vlad, are 17 ani și locuiește în Alba Iulia. PC-ul lui este format dintr-o placă de bază de la Asus cu un procesor i7-860 la 2,8 GHz, are un CPU cooler stock, 4 GB de RAM, o placă video de la Asus GeForce GTX 950 de 2 GB, un hard disk de 500 de giga cu încă unul de 250, nu ne specifică de la cine, o sursă de 500 de W și carcasa este de la Segotep. Monitoarele, unul este de la Samsung, celălalt este de la Acer, tastatura este Scorpion K611, mouse-ul este Scorpion M418 și are un sistem de boxe 5.1 de la Logitech. Vedem aici că îi place Matrix, tastatura RGB, silver, mouse-ul tot RGB, o grămadă de culori pe acolo. Văd că-ți plac mult stickerele, că ți-ai umplut subwooferul de sub birou de stickere. Îmi place că ai LAN plug în perete, frumos organizat. Cablul de curent merge în sus, nu ai fire aiurea. Vedem aici și o poză cu unitatea centrală din față. Și din păcate cam astea sunt pozele. Nu știu ce să fac să vă fac să trimiteți poze ca lumea, frate. Pentru că, credeți-mă, 3 sferi din setup-urile pe care le primesc nu le pot băga în concurs, așa că le șterg. Trimiteți-mi poze ca lumea ca să vă pot băga. În momentul ăsta cam toate telefoanele fac poze relativ bune. Ideea este să aveți lumină în cameră, dar prindeți becurile, că nu e important să văd toate LED-urile din cameră, important e să se vadă bine ce trebuie să se vadă. Bun, deci cam atâtea, astea sunt pozele, așa că o să trecem la scoruri. Design 6, organizare 6, total 6. Deci după cum v-ați dat seama, câștigătorul a fost Cristi, a avut un scor de 8,5. Ar fi putut avea mai mult dacă ar fi fost monitorul acentrat și astea, biroul și alea centrate pe mijloc, dar na, este ok, felicitări, ai să primești un mail de la mine pe mailul de pe care mi-ai trimis setup-ul, răspunde la mailul ăla și de acolo să primești informațiile necesare ca să mergi mai departe să-ți iei premiile. Felicitări la toată lumea, deci cam atât pentru episodul de astăzi, a cam luat sfârșit, mă bucur că ați fost alături de mine, felicitări la toată lumea și ne vedem în următorul, sigur că da, normal, ne vedem în următorul.